cuvântare de toate, și mai bune și mai rele punere, și chisori și libertate, și ar putea și nu se poate, și orori și stele. Da, da, pentru că numai despre închisori și libertate se vorbește zilele astea în spațiul public. Cred că sistemul judiciar românesc funcționează după legile foarte stricte ale fizicii. Iese unul, intră altul. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Ieri, de exemplu, după ce a ieșit doamna Udrea, procurorii au vrut neapărat să umple golul și l-au reținut pe Iulian Herțanu, cumnatul lui Victor Ponta. Cumnatul premierului Victor Ponta, omul de afaceri Iulian Herțanu, a fost reținut azi noapte de procurori anticorupție după mai bine de 17 ore de audieri. El a fost adus ieri dimineață în birourile procurorilor să dea explicații într-un nou dosar de corupție cu nume marcante din clasa politică românească. Serios? Pe băiatul ăsta, cumnatul lui Victor Ponta, îl cheamă Herțanu? Sau e un alint pe el chemându-l de fapt Herțedes? Cred că au ăștia de la parchete niște reguli care spun că locul din arest nu trebuie lăsat liber, mai ales pe vremea asta, pentru că se răcește. Iar dacă se răcește, e nasol, se poate plânge învinuitul la CEDO pentru rele tratamente. Cum nu sunt bani prea mulți pentru căldură, mai bine țipătuțul cald cu un nou arestat. E un soi de încălzire de-asta centralizată a săracului. Păi nu? Păi da. În fine, nu doar asta ne atrage atenția, ci și spiritul de familie, foarte puternic la politicienii români. S-a dus vremea când egoiști românii intrau singuri la pârnaie. Acum împart acest privilegiu cu familia. Startul pare să-l fi dat familia Hrebenciuc, care a trimis în închisoare și tată și fiu. A urmat familia Cocoș, care de asemenea și-a sacrificat ambii bărbați. A, și să nu mai vorbim de familia Băsescu, acolo e urgie. Fratele, întâi arest preventiv, apoi arest la domiciliu. Ginerele cercetat pentru retrocedări. Cuscrul băgat într-un dosar cu fraudă bancară. Iar toate astea pentru că titularul, capul familiei, a avut imunitate. Ei bine, acum a venit și rândul familiei premierului. Controle la firma mamei și a sorei și cumnatul reținut. Nu e foarte clar încă pentru ce, dar sunt sigur că ne vor explica în amănunt procurorii. Am fost informat că există un dosar. Fraților, ce se întâmplă cu România asta? Țara PCR? Știți ce-i PCR, nu? Pile, cunoștințe, relații. S-a dus dracului pe CR-ul nostru. Unde merge acum să deschizi o ușă, ultimul lucru pe care vrei să-l folosești e gradul de rudenie cu un politician. Mai repede faci treabă cu gradele de la SRI, dar și astea au devenit riscante în ultima perioadă.